Bună seara, bine v-am găsit la Prosper Live. În această seară vom discuta cele mai importante subiecte ale zilei, dar vom discuta în primul rând despre FC Voluntar, pentru că invitatul nostru este unul dintre jucătorii ilfovenilor, echipa de pe locul 3, atenție, în acest moment, în platoul Prosper Live, este Neluz Roșu, mijlocașul lui Voluntar. Bună seara, Neluz, bine ai venit la noi! Bună seara, bine te-am găsit și felicitări pentru parcursul de până acum al echipei. Mulțumim, frumos! Chiar am avut un parcurs foarte bun, echipa a arătat un fotbal plăcut și nu degeaba suntem acolo sus. Da, zi-mi în primul rând ce s-a schimbat față de echipa de anul trecut, de ce? Că știi cum e, ai văzut și Rapidul, a avut un început foarte bun, toată lumea vorbea despre Rapid, după care a scăzut. Voi n-ați scăzut, o țineți în continuare cu rezultate bune, rezultate importante și vă consolidați poziția de play-off. Da, multe să spun de anul trecut, nu pot să spun cum a fost pentru că nu am fost. Cel puțin acum cred că avem un grup foarte unit, o echipă foarte bună și o echipă foarte competitivă, care s-a și văzut că avem mulți jucători cu experiență, mulți jucători cu valoare, care în fiecare moment poate să înlocuiască pe celălalt. Dar zi-mi care e relația cu Liviu Ciobotariu, cu antrenorul, cum e relația lui cu vestiarul, cu voi, cu jucătorii? Da, avem o relație foarte bună cu el, chiar toți jucătorii. Chiar dacă și eu, de exemplu, am jucat mai puțin, chiar nu am ce să reproșez sau să discut despre această problemă. Cred că echipa a mers foarte bine. Echipa este pe un val, să zic așa, pe care ne dorim să stăm cât mai mult și până la urmă o să vină rândul fiecărui jucător să demonstreze că merită să fie la FC Voluntar. Avem o relație foarte bună cu dânsul, este un antrenor calm, pot să zic, care ne dă plăcere și ne lasă să arătăm pe teren fiecare ce știm, nu filozofăm foarte mult fotbalul. Adică, cu alte cuvinte, vă pune să jucați simplu, fiecare ce știe, ca astfel să avem principiile noastre pe care trebuie să ne bazăm la fiecare meci și până acum aceste principii au dat roade. Dar care sunt principiile astea? Pe ce se bazează jocul vostru? De ce râzi? Nu vrei să spui. Da, nu, pe ce ți-am spus mai devreme. E un joc simplu, să nu filozofăm noi fotbalul, să... Da, aveți meciuri, nu știu, poate cu echipe pe care considerați mai slab valoric, în care vă spune Ciobotariu, vreau ca meciul ăsta să atacați foarte mult, să aveți posesie. Toate meciurile am tratat la fel, nu pot să zic că am schimbat după adversar sau ne-am mulat noi după echipa cu care am jucat. Noi avem stilul nostru, sperăm să nu adversarele noastre să nu își dea seama prea rapid să ne citească, da? Și... cum am spus, până la urmă chiar a dat roade acest și sistem, și sistemul în care jucăm chiar ne-a mers foarte bine. Spuneai tu că Liviu Ciobotariu este foarte calm, dar nu s-a întâmplat niciodată, în niciun moment, nu știu, poate la pauză, să-l vedeți nervos, să țipe, că antrenorii mai fac și chestia asta uneori să vă motiveze. Asta e normal, la fiecare antrenor are stilul lui de a motiva echipa. Dar eu vorbesc de ciclu săptămânal, tot timpul calm, nu... A, deci la meciuri mai țipă și Ciobotariu se mai enervează. Normal să se mai enerveze. Da? Și jucătorii se mai enervează la un moment dat, dar nu are gesturi extreme sau... Ciobi e recunoscut în fotbal românesc ca fiind unul dintre antrenorii care creează atmosferă foarte frumoasă pe la echipele pe la care merge. Și vreau să te întreb, că știu, ai avut destul de mulți antrenori și importanți în cariera ta, ai fost și pe la CFR. Ce are atât de special Ciobi? Cum reușește să vă facă să fiți uniți? Că vedem ce se întâmplă la Dinamo, de exemplu, și cât de dificil e, de fapt, pentru un antrenor să creeze o atmosferă care să ducă la performanță. Mi-ai pus o întrebare bună. Cred că... unitatea asta vine și din vestiar, din relația fiecărui jucător. Noi chiar avem o relație foarte bună, avem și jucători mai în vârstă care știu să... Cum e Tamaș. Cum e Gabi, care este un jucător foarte important în vestiarul nostru. Jucători care știu să aplaneze unele lucruri, știu să bunească echipa, știu să facă o ieșire cu grupul și lucrurile astea
adică nu sunt lucruri foarte extraordinare, sunt lucruri normale. Fiecare vine la stadion, își vede de treaba lui și este o atmosferă chiar foarte bună. Spuneai la începutul emisiunii că nu prea ai jucat, într-adevăr nu ești titular în momentul de față. Consider că tu ești principalul vinovat, jocul tău a lăsat de dorit sau așa s-a nimerit și așteptându-l? Când un jucător nu evoluează, poți să spui... E vinovat antrenorul. Nu neapărat. Nu, antrenorul tot timpul are dreptate. Așa. Asta pot să spun. Așa, bravo. Cred că sunt mai mulți factori care au determinat această problemă, să zic. Uh-huh. Dar nu e o problemă foarte mare. Am jucat la început, după care... Au venit acele victorii care era normal să nu se schimbe foarte mult echipa și băieții care au jucat, care sunt pe post pe mine, chiar au făcut niște meciuri extraordinare și Ion și Vadim, care incredibil, au fost motorul echipei noastre, cred. Da. După fiecare meci îi felicit, chiar vorbesc cu ei, au făcut o treabă foarte bună și într-un fel este normal ca și mister să dea mai mult credit lor, pentru că au... Confirmă de la meci la meci. Să-i țin în continuare, e adevărat. Și atunci cred că și ceilalți colegi ai mei, văzând că echipa merge foarte bine, trebuie să ne motiveze și să, atunci când intrăm sau avem ocazia să intrăm pe teren, să facem măcar la fel ca și jucătorii noștri cu care suntem pe post. Dar cum ți-am spus, cred că asta este un lucru foarte bun. Îi ajutăm și noi, păi îi ținem în priză, adică ne antrenăm toți la un nivel foarte bun și lucrul acesta s-a văzut pe teren. Cum am spus, că avem o echipă foarte, foarte competitivă și foarte echilibrată. Aveți 32 de puncte în clasament, sunteți pe locul 3. Mie personal mi se pare incredibil și vreau să te întreb... De ce? Pe cum, de ce? E voluntar, e totuși o echipă mică, trebuie să recunoaștem chestia asta. Adică, uite, fă o comparație pentru că tu ai jucat la CFR Cluj, care este în momentul de față o forță și când erai tu acolo, în 2015, era o echipă importantă. Cred că sesizezi niște diferențe. Mă refer la presiunea care există, la nivel de conducere, sunt multe lucruri. Voluntari totuși o echipă care s-a chinuit la retrogradare an de an, la asta mă refer. Cred că asta a fost problema și de aia lumea o vede o echipă mică, cred că dacă... Ce o să spui, nu pot să spui că e voluntari mai mare decât CFR, să mă ierte Dumnezeu. Nu, într-adevăr, nu există grad de comparație, dar dacă voluntarul se bate în fiecare an la un loc de play-off sau va deveni Capăcoșan, o echipă respectată. Exact, va deveni o echipă importantă sau o echipă la care atunci când mergi și ai meci, o să spui un semn de întrebare, nu e chiar așa ușor. Într-adevăr, cred că s-a pus o ștampilă asupra voluntarilor că e o echipă mică, pentru că nu prea au fost rezultate. Dar în sezonul acesta cred că toată lumea a vorbit frumos și voluntarul a demonstrat că e o echipă foarte bună. Da. Da. Zi-mi, din punctul tău de vedere, indiferent dacă ai jucat în meciul respectiv sau n-ai jucat, care a fost cel mai dificil joc pentru voluntar sezonul ăsta? Unde ai simțit că tu sau colegii tăi a trebuit să trageți cel mai tare și ați avut cele mai mari probleme? O să zic și un meci acum, mai recent. Cred că la Botoșani acum. Așa. Cred că a fost 1-1. Da. Părerea mea, prima repriză a fost un ritm incredibil. N-am văzut de mult în Liga 1 un joc așa frumos, cu două echipe care au pasat în continuu, pe un teren foarte bun, chiar s-a văzut și terenul Botoșanului. Ei se bazează pe posesie și pe... Un jucător de viteză și tehnici, da. Exact. Și cred că meciul acela, chiar după meci am felicitat colegii, erau storși de energie, că s-a jucat la un ritm foarte, foarte alert. Da, deci cu Botoșan spui că a fost un meci dificil. Dar ați jucat și cu Dinamo, ați jucat și cu FCSB. Care partide ți s-au mai părut dificile? Și ați bătut pe Craiova lui Mititelu acum cel mai recent. Ați avut niște rezultate impresionante. Da, chiar am avut un parcurs foarte bun. Am reușit să ne calificăm și în cupă. Acum... Ne dorim cupa, chiar este un obiectiv care
care îl tratăm foarte serios și este cel mai scurt drum spre Europa, dacă... Tu te gândești să joci cu voluntari în Europa? Sincer. Adică, sună așa, adică... Nu, Doamne ferește, tot respectul pentru clubul voluntari, dar sună un pic ciudat voluntari în Europa, știi? Nu sună chiar deloc. Uite, hai, continuăm discuția asta, este alături de noi prin telefon fostul tău antrenor din perioada Chiajna, Ionuț Chirilă. Bună seara, mister! Te salut! Suntem în studio cu Neluț Roșu, fostul tău elev, dacă ți-l mai amintești. Cel mai bun pasator din fotbalul românesc, așa cum a spus, a scris Andrei Vochin, nu? Da, uite, te rog... Un procent de pase bune într-un meci peste a lui Iniesta la Barcelona. N-am scris eu asta, Vochin, care e un bun statistician. De ce râzi, Neluț? Am fost când era mai tânăr. Când erai mai tânăr? Nu, ai fost când te-am antrenat eu. Bun. Ce faci, Ionuț? Cum ești? Acum mai greu. Cum? Cum ești? Care e situația ta? Cum să fiu? Păi, antrenorul principal al Academicei Clinceni. În continuare, da. Deci nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Ești suspendat în momentul de față? Nu sunt suspendat. Pentru că situația mi se pare foarte încălcită în continuare la Clinceni, mai ales că l-au prezentat pe Falu. Văd că Clinceniu angajează antrenori, înseamnă că stau foarte bine financiar și înseamnă că trebuie să-și plătească poștii antrenori dacă vor să angajeze alții. Cam asta e situația, nu? Corect, mi se pare foarte corect. Sau vrei să dai afară pe cineva, trebuie să-i dai ce-i datorezi, e simplu. Corect. Da. Bun, nu vreau să mai vorbim foarte mult despre subiectul ăsta pentru că s-a tot discutat, ne-ai pus tu, ne-ai adus la zi, ca să zic așa, cu situația. Zi-mi, te rog, o amintire pe care o ai de la Chiajna cu Neluț Roșu din perioada în care l-a antrenai. Păi, el a crescut odată cu echipa aceea. Da. A venit de la Liceul Sportiv Oradea. Da. Era proprietatea Liceului Sportiv Oradea, condus de domnul Chilea, mi se pare. Uh-huh. Am negociat cu el o noapte întreagă la telefon transferul lui Neluț. Am ajuns la o sumă de 5.000 de euro pentru un împrumut și 10.000 de euro peste 6 luni dacă e un transfer definitiv. Așa. I-am dat încredere. M-am și supărat pe el foarte rău la 2-3 meciuri, dar asta n-a însemnat că nu-i dau continuitate. De ce te-a supărat? Stai așa, de ce te-a supărat? Păi da, era un jucător care schimbase postul, era un jucător care devenise cu mine mijlocaș central, un fel de creier al echipei, care avea o mare responsabilitate în Liga 1, el nejucând în sezonul precedent în Liga 1, și ai da posibilitatea unui jucător de 18-19 ani să joace contra unor echipe puternice chiar de la începutul campionatului, a însemnat o mare responsabilitate. Nu totdeauna a făcut-o bine la început, dar văzându-i calitățile și știind că se poate face un jucător, l-am forțat până a devenit un jucător. Adică am jucat cu el titular, indiferent dacă mai avea sau nu sincope în unele meciuri, ca orice jucător tânăr. Dar el a făcut parte din echipa aceea care a devenit exponentul fotbalului spectacol în România cu 6 jucători, cu 7 jucători titulari sub 21 de ani. Da, el avea 19 ani atunci. Și îl aveai și pe Crețu, parcă fundaș dreapta, mi-au ca aminte bine? Păi nu, dar era Neluț 19 ani, Leca 19 ani, Terediuc 20 de ani, Prece 22 de ani, Gomo Onducu 19 ani. Erau o echipă extrem de tânără, o echipă care s-a născut de la zero, care a făcut o pregătire foarte bună, am făcut-o împreună în Austria și ne-am trezit într-un campionat al Ligii Naționale, al Ligii 1, în etapa a treia. Vă dați seama, da. Noi venim din cantonament, ne pregăteam pentru Divizia B. Și decizia TAS ne-a aruncat în Liga 1. Decizia TAS care a ajuns tot datorită ție până la urmă la finalitate, dacă mi-au bine aminte. Pentru că ai folosit avocații tăi. Eu am crezut în chestia asta și cu un avocat foarte important, elvețiano-spaniol Jorge Ibarola, care a mai câștigat și niște procese lui CFR Cluj.
Între timp am câștigat la TAS și ne-am trezit în Liga 3-a, fără transferuri, fără absolut nimic. Și am făcut o echipă superbă care a zburdat efectiv în acel campionat. Exact după perioada aceea de 6 luni, așa cum am spus-o și la Clinceni, numai că ei pe aici n-au prea înțeles. Cei de la Chiajna au fost mai inteligenți. Da. Amintiri frumoase, într-adevăr, juca frumos, cu toate că jucați pe sintetică și asta era o discuție. Sau nu era sintetic? Nu, 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 noi nu jucam pe sintetică. Era iarba atunci. Sinteticul s-a pus după aia. Da. Eram o echipă, aveam o linie de mijloc cu Gomondu, cu Nigerianu, Neluț Roșu cu Papasterianos, Purece și stânga era o luptă între Coșereanu, actor la Mioveni și Serediuc. Da. Fundaș central Melinte cu Leca, vârf de atac Florea, Wellington, Crețu, fundaș dreapta, actualul jucător al Stelei, și Bucurică, fundaș stânga, și mai era și Bambara, care juca mijlocaș central de închidere între ei câteodată. Aveai și o echipă? Aveai variante, sau poate mi se pare acum variante, că mă rog, au crescut după aia, că până la urmă și Neluz Roșu. O echipă superbă. O echipă superbă care, dacă ar fi fost lăsată în pace, astăzi cu siguranță s-ar fi bătut la titlu în România. Dar totuși trei dintre jucătorii ei au avut un aport consistent la titlu, pentru că după ce am plecat eu, Gică Hagi l-a luat pe Neluț Roșu, pe Râmnicianu și pe Purece, care au devenit campion cu Viitorul. Toți trei. Da. Hai să lăsăm și pe Nelu să spună cum tu ai povestit perspectiva ta din scaunul antrenorului. Nelu, cum era cu Ionuț Chirilă la Chiajna? Și te întreb, pentru că s-a scris în ultima vreme, s-au scris niște lucruri, au apărut niște lucruri de la Clinceni despre Ionuț Chirilă, niște discuții legate de vin și așa mai departe. Mă rog, îl știm cu toții pe Ionuț că are niște gusturi rafinate, dar s-a râs de el, ăsta e adevărul, la Clinceni. Și vreau să te întreb, în perioada asta, la voi existau glume de genul ăsta sau legate de Ionuț Chirilă? Nu știu. În seara, mister, în primul rând, nu. Bună, am vorbit și cu tine, ți-am spus, da. Cred că Mister este un om care în orice emisiune în care intră, da, știe să vorbească, câteodată folosește și niște cuvinte care alții trebuie să deschidă dicționarul care bun, să înțeleagă ce spune. Da, s-au făcut multe glume. Cel puțin cât am fost eu și l-am avut ca antrenor, n-am avut niciodată nicio problemă cu vinul, nu știu care, să avem probleme cu discuțiile sau cu discuții. Chiar atunci era liniște, aveam o echipă tânără, fiecare își dorea să facă performanță și chiar am făcut o treabă bună, da, împreună. Dar antrenamentele cu Ionuț Chirilă cum erau la Chiajna? Antrenamente cu mingea, care se bazeau pe un joc rapid, posesie, pe deviere, pe posesie. Nu. Ți se pare că, nu știu, poate a fost nedreptățit în acest moment la Clinceni Ionuț Chirilă, fostul tău antrenor, din ce ai văzut? Nu pot să-mi dau eu cu părerea foarte mult. Nu știu ce au de gând cei de la Clinceni, da, dar părerea mea, și nu că e domnul Chirilă la telefon, cred că fiecare antrenor are nevoie de minim o pregătire cu echipa și de minim, adică de timp, spui, de timp, ca să își impună stilul de joc, să își facă o selecție și după aceea. Dar România, din păcate, este puțin greu. Toate cluburile își doresc performanță în cel mai scurt timp și, din păcate, da, câteodată cred că bun locul lui putea să fie mai mulți antrenori buni din România care să nu, deci să nu aibă succes. Că s-ar fi putut afla în acea situație la Clinceni și alți antrenori, doar Ionuț. Cu siguranță. Dar stai un pic, că până la urmă, Ionuț, că și asta e discuție. Nu e ca și cum tu ai luat o echipă care avea 10 victorii consecutive și ai băgat-o în groapă, să mă ierte Dumnezeu. Nu, eu am luat o echipă, ca să lămurim și lucrul ăsta, care a pierdut 10 jucători. Da? Da? 10 jucători, dacă îl punem și pe Iutrici, care este indisponibil până la sfârșitul anului. L-a pierdut pe Tănase, pe Rusescu, pe Popa, pe Ciunciucov, pe Vâlceanu, pe Dobrescu și așa mai departe. 10 jucători.
Eu am găsit o echipă cu o selecție făcută nu în baza unei filozofii de joc câștigătoare, cu niște jucători pe care îi apreciez în continuare și pe care i-am apreciat, și, dar care aveau două puncte în etapa nouă, jucând cu echipele accesibile din campionat. Deci eu am plecat cu această echipă de la zero și le-am spus, ca și în cazul Chiajnei, că și la Chiajna, în primele etape, am avut fluctuații. Adică noi în etapa a doua la Chiajna eram pe primul loc. Bătusem 1-0 pe Corona și bătusem 3-0 la Cluj. După aia am făcut un egal, după aia am pierdut un meci, după aia iar am câștigat un meci. Dar după cele 6 luni am intrat în forță în campionat. Am bătut Astra 3-1, 4-0 Săgeata, 2-1 Timișoara și așa mai departe. Nu mai contează. Da. Atunci le-am spus, ca să creăm forța colectivă a unei echipe care a pierdut 10 jucători și care nu poate face transferuri, a cărei pregătire nu am făcut-o eu de vară, a cărei selecție nu am făcut-o eu și o iau în mijlocul campionatului cu două puncte și intru direct în focul play-off-ului. Steaua, Botoșani, Craiova, UTA, Tepsi, Rapid, adică mitraliat. Da. Adică am trecut de la direct la pasul echipelor care se bat la titlu sau la play-off. Da? Da. Cum portar săracul de 18 ani, pentru că a fost un management greșit când s-a luat decizia să se renunțe la un portar ca Vâlceanu și să se apere cu un portar de 18 ani under 21, bun, sunt alte discuții, dar această echipă în două luni de zile a demonstrat, cu excepția meciului de la Craiova care ni l-am asumat și cu meciul de la Tepsi, că a jucat de la egal la egal cu Steaua, de la egal la egal cu Botoșani, de la egal la egal cu Rapid, de la egal la egal cu toate echipele de play-off și avea nevoie să înceapă acum meciurile cu echipele accesibile, așa cum a fost una din echipele accesibile și la Mediaș, unde noi am fi putut să câștigăm pentru că am dominat copios repriza a doua, dar am terminat la egalitate 1-1. După aceea a venit acest meci cu Dinamo, care s-a câștigat, venea meciul cu Craiova și așa mai departe, veneau echipele din zona noastră, echipele accesibile. Urma ca în iarnă să luăm 4-5 jucători care să acopere, grupul era făcut, care să acopere eventualele găuri pe care le aveam în diferite compartimente și să le asimilăm cu blocul funcțional care deja în două luni începuse să se întrevadă, pentru că toată lumea a apreciat jocul Clinceniului, o echipă care n-a aruncat mingile în tribună, o echipă care n-a jucat destructiv, o echipă care a avut tupeul și personalitatea de a construi atacuri poziționale în condiții de adversitate și spații mici în terenul Stelei și în terenul CFR-ului, echipe cu bugete de zeci de milioane de euro, da? Și atunci eram pe un drum foarte bun. Dar nu mai discutăm mai multe acum, pentru că asta s-a întâmplat. Eu în continuare sunt antrenorul Clinceniului și vom vedea ce se va întâmpla. Vreau să spun că cele 6 luni de zile însemnau, venirea mea a fost în septembrie, exact în februarie, după ce se termina pregătirea de iarnă la sfârșitul lui ianuarie, când începeam campionatul, exact cum Neluțu a spus foarte bine, aveam nevoie de o pregătire foarte bună undeva în Turcia, în Antalya, undeva unde să lucrăm la viteza de execuție, să facem jocuri radicale cu echipe puternice și să îmbinăm jucătorii care i-am fi luat și pe care i-aveam deja în cap cu grupul care deja încercase și reușise să intre pe filozofia pe care o construisem, adică o filozofie de posesie, de circulație, de joc combinativ, de jucător care coordonator e cel care are mingea în faza respectivă, de schimbarea sistemului de joc în funcție de adversar în timpul jocului, de antrenarea polivalentă și așa mai departe, care nu se putea face în două luni cu o echipă care, repet, făcuse două puncte până în etapa noua. Adică să nu confunde cineva că eu am luat Clinceniu care avea 25 de puncte și vreo 30 de goluri marcate și am făcut eu două puncte în 7 etape. Da. Să nu facem confuzia asta. Eu știam bine
ce este de făcut. Nu știu cât ar fi înhămat în locul meu să ia o echipă în situația aceea, cu salarii neplătite de 3 luni de zile, cu condiții îngrozitor de grele pentru performanță, dar mi-am asumat lucrul ăsta, pentru că așa cum repet, îmi plac lucrurile cu grad înalt de dificultate. Iar în privința ceea ce s-a spus, ca să lămurim și lucrul ăsta foarte clar, eu nu am promis niciodată că voi aduce bani la Clinceni, da. Vreau să se consemneze lucrul ăsta. Eu am spus că încerc să aduc bani la Clinceni, ca să se facă această diferență foarte clară vis-a-vis de ceea ce s-a spus. Mai mult decât atât, unul din prietenii mei s-a întâlnit cu proprietarul echipei înainte ca eu să semnez într-un loc în București și a spus foarte clar: nu voi investi la Clinceni, nu mă interesează. Punct. Da. După aceea a semnat Clinceniu cu mine. Și mai spun încă un lucru. Te rog. Un conducător, dacă angajează un antrenor pentru a aduce bani, scuză-mă că spun, dar este un lucru hilar. Un conducător, când spune chestia asta, își dovedește neputința de a rezolva el financiar lucrurile pe care le are de rezolvat. Când vrei să aduci bani, angajezi un director de marketing, angajezi un director general executiv potent cu un sistem de relații, nu angajezi un antrenor pentru a aduce bani la o echipă. Da. Ionuț, vreau ca să se lămurească aceste lucruri odată pentru totdeauna, eu n-am ieșit, dar trebuie spus adevărul, pentru că puteau să nu semneze cu mine. Dacă au normal, primit, până la urmă nu sunt niște copii păcăliți, sunt adulți în toată... Au primit vestea că nu se va investi și eu, totuși după aia am ajutat cu niște bani, sub diferite forme, și am făcut lucruri peste ceea ce trebuie să facă un antrenor. Și văd că tot eu sunt hăituit și mitraliat în presă, în condițiile în care eu de la Clinceni, până în seara în care noi vorbim la telefon, da, nu am primit niciun euro, nici 10 cenți, dimpotrivă, am ajutat cu niște bani pe care nici aia nu i-am primit înapoi. Deci, nu mai vreau să discut despre lucrurile astea. Vom vedea ce vor hotărâ pe data de 15. Eu fiind antrenorul principal al acestei echipe și având contract. Da. Fiecare trebuie să-și asume niște lucruri în viață. Nu poți să dai afară un om și să te joci cu imaginea lui și să te faci că absolut nu s-a întâmplat nimic când acel om a făcut niște eforturi îngrozitoare și profesional și din alte puncte de vedere să ajute această echipă care era într-o situație foarte, foarte, foarte grea în momentul în care am preluat-o, atât sportiv, cât și financiar. Sper ca lucrurile să se rezolve financiar la Clinceni și le țin strâns pumnii să facă lucrul ăsta. Bun. Ionuț, vreau să te întreb, pentru că eu nu dau seama dacă președintele Clinceniului a avut un ton ironic sau chiar a vorbit serios. A spus că ești liber să te duci să antrenezi echipa din Liga 3-a dacă vrei să rămâi sub contract cu Clinceni. Și vreau să te întreb, se poate ajunge și la această variantă? Nu se poate ajunge sub nicio formă la această variantă fără un act adițional. Deci tu ai contract de Liga 1, punct. Nu se poate înregistra la federație decât un contract de Liga 1. Ok. Un alt subiect pe care aș vrea să-l discutăm este replica ta care a venit pentru Cornel Dinu. Mulți oameni de fotbal te-au acuzat că ai fost cumva prea dur la adresa lui Cornel Dinu. Și vreau să te întreb cum comentezi. Nu discut despre acest subiect.
îmi rezerv dreptul de a nu discuta despre acest subiect. E în regulă, bun. Legat de contractul tău de la Clinceni, am văzut și o intervenție pe Facebook a fratelui tău, Tudor, și vreau să te întreb, el ce părere are, ce ați discutat în perioada asta despre situația ta, ce te-a sfătuit să faci? Păi nu m-a sfătuit, dar și el a fost deranjat de linșajul mediatic la care am fost supus, cu niște titluri ironice. Pe burtier a plecat Chiril, a venit Victoria. Păi cum a venit Victoria aia? Că stai puțin, te rog să specifici, Ionuț, că a fost la un post de televiziune, nu la noi. Nu spunem numele postului. Nu la voi, a fost la un post de televiziune, nu okay, are okay. legătură cu ProSportul. Ok. Și Tudor probabil a intervenit pentru că noi după meciul de la Cluj am dat liber marți pentru că jucătorii erau obosiți. Miercuri n-am fost lăsați, s-a închis, am găsit porțile închise la stadion și eram cu jucătorii la teren, nu cu patru jucători, cum s-a spus, și cu mai mulți jucători am probe în acest sens, pentru că eram toți acolo. Au fost niște lucruri care mi s-au părut... Mi s-au părut puțin așa, nici nu știu cum să le spun, deplasate, să mă blochez pe grupul de WhatsApp al jucătorilor. Asta e de noaptea minții, dacă mă întreb pe mine. Și să schimbi ora de antrenament, fără ca eu să mai pot să intru. După care am discutat cu jucătorii și i-am rugat să respecte ora de antrenament pe care am programat-o, ora 10 dimineață. N-am putut să-i anunț absolut pe tot, pentru că era foarte târziu în noapte când am văzut că mi s-a blocat accesul. Deci sunt niște lucruri mici, chestiile astea. Jucătorii au venit, în fine, joi s-a făcut un antrenament, din câte am înțeles, la care n-am participat. Vinerea a fost partida cu Dinamo, în care nici eu, nici preparatorul fizic Roberto De Filippis nu am fost pe bancă. Dar oare cine a pregătit echipa asta până cu 24 de ore înainte de meci cu Dinamo? Nu, e clar că e victoria ta, Ionuț. Asta e clar 100%. A pregătit-o altcineva și nu eu? Nu, dar vreau să te întreb ceva legat de preparatorul tău fizic. ProSport a scris despre faptul că acesta a fost chemat de noi acționari să pregătească echipa, după care a fost dat afară din hotel. Știi ceva de asta? E adevărat? Este adevărat, da. Uitați, doamnelor și domnilor, Ionuț Chirilă confirmă ceea ce ProSport a scris. A fost trimis prin de conducerea clubului prin secretarul ei, Dani Cașai. Băiatul lui Bela Cașai. Cum? Băiatul lui Bela Cașai. Da, Dani Cașai, care personal l-a luat și l-a dus la hotel cu câteva ore înainte de meci, pentru cum era și normal, pentru că el este un preparator fizic de o înaltă clasă. Repet aici, mi l-a recomandat Alessandro Pechea, secundul lui Rafa Benitez, și Filippo Fusco, ex-director sportiv Verona, ex-director Juventus Under 23 și profesor la Coverciano pentru licențierile de director sportiv din Italia. Despre ce vorbim aici? Era normal ca el să facă încălzirea și doreau jucătorii care el să facă prepararea fizică și trebuia să o facă, după părerea mea, și Colzi când mie mi s-a interzis. A fost dus la hotel, după care m-a sunat și mi-a spus că a fost dat afară de acolo, i s-a spus să plece și a venit într-un loc unde eram eu și am rămas, efectiv, l-am invitat la masă și am rămas stupefiat de faptul că a fost un comportament de acest gen cu un om care vine, un om de o probitate morală extraordinară și care vine dintr-o țară și dintr-un fotbal care a dat campioană Europei. Ca să nu uităm. Da. El a fost trimis de actuala conducere, da. Da?
iar prin secretarul Dani Cașai, care m-a așteptat ca să se îmbrace, să se schimbe și să meargă la hotel să se alăture echipei, unde jucătorii erau extrem de fericiți că el a ajuns acolo, a fost dus și după o oră mi-a dat telefon și mi-a spus că a fost dat afară și că i s-a spus să plece. Bun. Eu nu-ți vreau să te întreb, pentru că tu ești asimilat. Vrea... Te rog. Da, da, spune-mi, te rog. Tu ești asimilat ca fiind un dinamovist prin natura faptului că, mă rog, ai construit acolo poate cea mai importantă generație de jucători din istoria recentă a lui Dinamo. Și vreau să te întreb și de situația de la Dinamo. Cum vezi lucrurile și crezi că mai poate fi gestionat un vestiar care complotează împotriva antrenorului în momentul de față? Nu știu care este situația de la Dinamo, pentru că mi-e greu să vorbesc din interior despre lucruri pe care nu le stăpânesc. În general, nu fac lucruri de genul ăsta, dar așa, văzând cu ochiul liber ca un om din afară, exact cum vezi și tu, cum vede și Nelut sau oricine altcineva care face parte din acest fenomen, este clar că Dinamo este în cea mai grea perioadă a existenței sale. Lucru care în plan sportiv s-a văzut la meciul cu noi. N-am văzut Dinamo atât de slabă niciodată. Ai fi dispus să preiei o astfel de echipă în situația asta? Și... În mod normal trebuia, ca să îmi arog merite, să spun cum fac alții. A fost un joc greu, câștigat exact. Greu, a fost o luptă imensă, a fost un derby al lanternei cu... și așa mai departe. Dar eu sunt un om obiectiv, un om corect și spun că n-am văzut Dinamo niciodată într-o situație de acest gen din punct de vedere sportiv și acolo probabil sunt lucruri pe care mă depășesc și pe care nu vreau să le comentez. Însă, da, trebuie apreciat maturitatea celor din DDB, a lui Nicolae Badea probabil, care îi sfătuiește, și al altor oameni de acolo, care îi dau credit lui Rednic, și ăsta este un exemplu și pentru alte cluburi, în ciuda unor rezultate fără precedent pentru istoria lui Dinamo, au încredere în acest om și sunt de felicitat, pentru că asigură o stabilitate și probabil au și un proiect. Bun. Asta este lucru care trebuie evidențiat în momentul ăsta. Ionuț, altceva vreau să te întreb. Facem abstracție de situația lui Mircea Rednic, nu o comentăm. Dacă mâine Dinamo nu ar mai avea antrenor, tu în situația asta, pentru că este un haos generalizat acolo, ai fi dispus să te riști, să preiei echipa? Și te întreb de ce. Pentru că tu, cred că în 2010, și să-mi spui dacă greșesc, ai fost la un pas de Dinamo cu, atenție, Nicolae Badea. El a fost cel care ți-a propus să iei Dinamo și acum din nou Nicolae Badea este principalul factor de decizie la Dinamo. Atunci mi-au propus, ca să fiu foarte sincer, Cristi Borcea și Dragoș Savulescu. Ah, ok. Deci nu Nicolae Badea. Nu. Ei au fost cei care m-au sunat. Am înțeles. Dar ai fi dispus să iei echipa în momentul de față? Nu pot să-ți dau un răspuns. Sunt antrenorul principal al Academicii Clinceni. Auro, am și uitat. Corect, așa este. Nu. Ai uitat chestia asta? Da, corect, așa este. Da. Bun. Se salvează Dinamo de la retrogradare? De principiu vorbim în momentul de față. Ce simți? Cum? Ce simți? Se salvează Dinamo de la retrogradare? Depinde de rezultate și depinde până la urmă de situația sportivă și cum Rednic trebuie să reușească să reinventeze totul din mers acolo și are o misiune îngrozitor de grea, dar eu sper că va reuși. Totuși este vorba de partea sportivă. Dacă Dinamo va juca, va avea consistență în joc, va avea forță de joc și de șoc, va face o pregătire bună și va acumula puncte, probabil se poate salva, mai ales că lumea are nevoie de Dinamo,
poate va fi și ajutată puțin, așa subtil, pentru că Dinamo, lumea are nevoie de o echipă care într-un derby cu Steaua poate aducă 50.000 de oameni pe Arena Națională. Asta nu este puțin. Și fotbalul românesc are nevoie de chestia asta în situația în care se află. Dar până la urmă, partea sportivă va decide. Ați văzut cum sunt rezultatele. Rezultatele sunt fluctuante. Mediașul pierde sau face egal, după aia bate în 10 oameni la Târgoviște, care Târgoviște învinsese la UTA sau așa ceva. Sunt rezultate fluctuante și echipele sunt acolo, iar din punctul de vedere al play-out-ului, având în vedere că se joacă după terminarea campionatului se jumătățesc punctele, zona este extrem de echilibrată. În funcție de ce jucători achiziționează echipele în play-out, în funcție de cum este administrat și organizat clubul respectiv, în funcție de pregătirea de iarnă care se face, care trebuie să se facă foarte bine, atunci se vor vedea în play-out și acolo se va decide cine va retrograda și cine va rămâne. Nimeni nu se detașează, nimeni nu se detașează încă. Eu știu un singur lucru, că Academica Clinceni împreună cu mine nu are cum să cadă sau nu avea cum să cadă. Bun. Ionuț, îți mulțumesc mult pentru intervenție și îți doresc o seară frumoasă în continuare. Aș vrea și eu să te rog ceva. Te rog. Din lucrurile pe care le-am spus, aș vrea să se consemneze mot-a-mot tot ce am spus, dacă se dă, și să nu se scoată lucruri din context cum se întâmplă la alte publicații. Îți garantez că nu se va întâmpla asta. Colegii mei de la site-ul ProSport vor avea mare grijă și au în general mare grijă să scrie știrile corect și așa cum trebuie. Bun, mulțumim mult, Ionuț, pentru intervenție. Îl salut și pe Neluț Roșu și mă bucur că l-ai în studio. Este un jucător excepțional și un băiat foarte inteligent. Mulțumesc, o seară frumoasă. Seară frumoasă, da. A fost Ionuț Chirilă, încă antrenorul celor de la Clinceni, fostul tău profesor de la Concordia Chiajna. Da, revenind la voluntari, Neluț, zi-mi care-i treaba cu banii. Aveți restanțe? N-aveți? Că auzisem ceva la un moment dat că erau niște restanțe financiare. Probleme nu sunt financiare, chiar e foarte bine la voluntari, avem și bonusuri, avem liniște. Cred că ați văzut că ați spus așa și Gabi. Așa te-a pus președintele să spui, ți-a făcut tema înainte, vezi să nu cumva să spui de bani sau chiar sunteți bine cu banii, nu, glumesc acum. Nu, este ok, fiecare echipă mai are câte o mică problemă, dar lucrurile se rezolvă ușor, ușor. Da. Mai departe, zim de Cupa României, că acolo rămăsese. Îmi spuneai că este un obiectiv pentru voi. Nu vi se pare greuț? Chiar nu. Chiar este, zic eu, accesibil. Bine, pentru fiecare echipă care a rămas, cred că fiecare își dorește să obțină. Până la urmă este un trofeu, un joc. Când te lași de fotbal, stai și te gândești ce trofee ai obținut, că până la urmă asta e rolul. Și dacă nu ai strâns campionate, cupe... Bine, tu ești campion al României și cred că ai mai jucat o finală de cupă? Am pierdut una. Ai pierdut una. Și am jucat una până în semifinale la CFR, care anul acela CFR și-a câștigat. Cu Astra cred că ai pierdut finala cupei 2018-2019. Da, și am mai pierdut una în Bulgaria cu Levski. Uh-huh, uh-huh. Da, bine, ești campion al României, de ce ai luat ceva? Mergem mai departe. Zi-mi de Gabi Tamaș, ce influență are asupra voastră, pentru că la vârsta asta e în continuare unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1. Cum se comportă cu voi? Are un aer așa, nu știu, de veteran, că până la urmă a fost și președinte o perioadă, după aia s-a sucit, a rămas jucător. Cum e relația cu voi? Nici de cum aer de veteran. Gabi este, cred că este un copil printre noi, așa se comportă. Este un coleg chiar extraordinar. Este un băiat și cu bun simț și cu respect, adică nu face diferențe între nimeni în vestiar, chiar se comportă frumos cu toată lumea și la antrenamente este un exemplu pentru
pentru jucători. Chiar când a venit am rămas foarte mirat de stilul în care se pregătește și lucrul acesta se vede și pe teren. Cred că de cel puțin 10 meciuri este cel mai bun fundaj din Liga 1. Da, zi-mi de meciul voluntar Faru, că ai jucat împotriva fostului tău antrenor cu care câștiga campionatul, ați jucat împotriva, mă rog, acum e Faru, nu mai e viitorul. Cum a fost pentru tine reîntâlnirea cu Hagi? Tot timpul e o plăcere reîntâlnirea cu Mister. Cred că este un antrenor care și-a pus amprenta asupra mea. Am rămas cu foarte multe lucruri frumoase din perioada petrecută la Vitoru. Cred că au fost cele mai frumoase 6 luni din viața mea, unde am și reușit să câștigăm campionatul. Am avut o echipă extraordinară cu niște jucători tineri și atunci, care nu se gândea nimeni că puteau să obțină campionatul. Am arătat pe teren că seriozitatea și munca poate să bată orice criteriu. Cine ți se pare favorită la câștigarea titlului în sezonul ăsta? Cred că CFR-ul. În continuare CFR-ul? Pentru că vezi că există deja o oarecare instabilitate. Se vorbește de Dan Petrescu că e posibil să plece la echipa națională, că în locul lui ar putea să vină Mutu. Astfel de schimbări pot afecta o echipă. Într-adevăr, afectează echipa, dar cred că CFR-ul are în continuare cel mai bun și cel mai echilibrat lot din Liga 1. Fiecare jucător de acolo știe ce are de făcut. Antrenorii care vin, cred că doar psihic lucrează mai mult cu ei, jucători cu experiență, care s-au și văzut în meciurile importante, tot timpul ei au câștigat, chiar și în Liga 1 și prin Europa. Că pe de altă parte vorbim de 8 puncte diferență între CFR și FCSB, care e pe 2, dar asta înseamnă la înjumătățire în play-off 4 puncte. Deci, teoretic, se poate apropia și mai mult. Campionatul încă nu este gata, mai este mult de jucat. Corect. Și Craiova poate să Craiova mai revină. Craiova e deja, ai văzut și tu, a făcut egal ieri. Și voluntariul poate să se... Voluntari ce? Vă gândiți sincer? Nu, acum lăsând gluma deoparte, voi vorbiți în vestiar așa, nu știu cum v-a întrebat. Uite că dacă mai tragem un pic, putem să fim acolo, să ne batem la campionat. Nu ne-am gândit neapărat la campionat. În primul ne-am gândit să jucăm fiecare meci, să obținem cele 3 puncte puse în joc și să prindem play-off-ul și după aia să vedem ce se poate întâmpla. Cred că și în play-off, cu un parcurs bun, fiecare echipă are șansa ei. Meciuri de care pe care. Cine are cel mai bun parcurs, să lege cât mai multe victorii, are prima șansă. Bineînțeles, CFR-ul pleacă ca favorită. Dar chiar și Steaua, nu văd de ce nu s-ar putea bate cu CFR-ul. Cu Atan Nemescu, cum vă înțelegeți? Pentru că, din ce știu eu, el e o fire mai ciudățică, așa, mai, adică nu socializează foarte mult cu colegii, e mai în lumea lui. Dacă el nu socializează, socializăm noi cu el. Cu japca. Adam este chiar un profesionist. Asta cred că vine printre primii și pleacă printre ultimii. Este un băiat extraordinar. Eu chiar mă înțeleg foarte bine cu Serios? El. Serios? Da, chiar știu am o relație. Și din perioada de la Dinamo, că nu că se văitau jucătorii, dar spuneau că el nu prea stă să glumească în vestiar, să râdă, să facă atmosferă. Fiecare se duce, jucător se schimbă. Are stilul său de viață. E și normal, e străin. Vorbește și altă limbă, nu este așa ușor pentru el. Dar cu noi chiar are o relație bună și noi îl apreciem, pentru că de când a venit chiar a ajutat echipa asta. Cu primarul Pandele ați vorbit? A venit la echipă vreodată? Eu nu-l cunosc, nu l-am văzut și nici băieții de prin vestiar nu cred că... Dar voi cu cine relaționați din concert? Probabil Bogdan Bălănescu, director general? Da, cu domnul Bălănescu am avut discuții și... Atât din conducere. Și cum e Bălănescu? Cum se face? De ce râzi? Nu știu, așa că mă întreb de... Păi nu sunt... Da. Te întreb de... Dacă nu mă înșel, tu ai negociat și cu Dinamo prin Bălănescu la vremea aceea, nu? Sau greșesc când au fost contacte cu Dinamo, nu cu Bălănescu? Cred că era și dânsul atunci acolo. Am vorbit odată cu Dănciulescu, cred că am vorbit la telefon odată sau de două ori, dar nu s-a concretizat nimic. Tu ți-ai dorit la vremea aia să ajungi la Dinamo, dar uite că dacă ajungeai, stăteai până acum, te luteai la retrogradare.
nu, Dinamo oricum rămâne pentru mine un club mare și îmi doresc să ajung la Dinamo. Da, tu ai mai spus chiar într-un interviu pe care mi-ai dat-o mie în urmă cu bună zi și ani. Sper să... Dar ce înseamnă pentru tine Dinamo atât de special de-ți dorești să... De ce nu Steaua sau, mă rog, FCSB? De ce nu Rapid și Dinamo? Ce are Dinamo pentru tine atât de special? Nu știu, îmi place echipa Dinamo, îmi plac suporterii. De mic ți-a plăcut echipa Dinamo sau de când ești fotbalist profesionist? Și... Mai mult de când am intrat mai serios în fenomenul Liga 1. Da. Tot timpul mi s-a părut o echipă puternică care a fost împinsă de fani de la spate. Da. Și cred că, bineînțeles, are acum nevoie de fani mai mult ca niciodată. Nu știu care sunt problemele lor, dacă chiar au probleme financiare. Chiar cum se pare proiectul DDB al suporterilor? 15.000 de suporteri cotizează pentru Dinamo și echipa chiar a fost la un moment dat în situația în care dacă nu se achitau câteva sute de mii de euro în câteva zile, dispărea clubul, suporterii au venit și au achitat imediat banii, deci au prelungit viața clubului. Este și dureros și un lucru bun. Este greu să povestești cuiva că Dinamo a trăit din banii suporterilor sau ceva de genul. Cred că Dinamo are nevoie de niște oameni care să o sprijine acum că are mare nevoie. Și eu spun că dacă Dinamo trece acest sezon cu bine, din anii următori o să fie altceva la Dinamo. Adică asta îmi doresc eu și sper să se și concretizeze. Cred că acesta este un punct zero care s-a ajuns din cauza problemelor care le-au avut în trecut, datorii, mulți jucători care au venit și au plecat. Era normal să le plătească salariile pentru că trebuie să respectăm contractul. Dar o spun că dacă anul acesta va trece cu bine și nu va retrograda că sunt acolo jos, eu zic că de la anul o să fie altceva Dinamo. Dar ție cum se pare lotul actual al lui Dinamo? Pentru că sunt niște nume interesante. Vorbim de Gabriel Torge, Dean Sorescu, chiar și Răuță e un fotbalist bun, Steliano Filip, Iliev în poartă, și tu ai jucat în Bulgaria și știi ce înseamnă Ludogoreț. A venit de la Ludogoreț totuși. Am jucat și cu el, am jucat la Astra, l-am prins. Au o echipă bună. Pe hârtie pare interesantă echipa lor, nu? Da. Cred că fiecare jucător în momentul acesta este afectat de ce se întâmplă. Am intrat într-o... Depresiunea din jurul echipei? Da, am intrat într-o cameră fără lumină din care nu poate să iasă deocamdată. Cred că au nevoie de victorii. Victoriile îți dau încredere, îți dau moral și vedeți acum cum fiecare meci, echipele care joacă, toți... Dacă nici pe Dinamo nu-i batem, atunci pe cine batem? Și este greu. Înainte, când jucai cu Dinamo, măcar un egal, dacă scoatem cu Dinamo, sau să nu... Da. Era vorba aia, că cine vine în groapă fără cinci nu scapă. Exact. Scade. Uite, vezi, se vede că ești dinamolist. Dar te întreb altceva. Tu când stai acasă și ești liber și joacă Dinamo, te uiți ca suporter Dinamo vis-a meciuri? Ții cu Dinamo, sper să câștige? Depinde. Sigur, dacă nu influențează echipa ta de club. Da, acum nu pot să zic. Dacă joacă cu FCSB, de exemplu, ții cu Dinamo? Doresc să bată Dinamo. Am înțeles, bun. Am ajuns la final. Neluță, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc și eu. Da, asta a fost mijlocașul celor de voluntari, echipa de pe locul 3, Neluță Roșu. Noi ne revedem mâine seară de la aceeași oră, 19.30, la ProSport Live. Până atunci, nu uitați ProSport.ro și Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o seară frumoasă!